Florina Catrinei are o medie de aproape 6 reușite pe meci. Grație evoluțiilor bune din această toamnă, interul universității a fost convocat de selecționerul echipei naționale, Eliodor Voica. Pentru meciurile pe care România urmează să le susțină în compania Sloveniei și Islandei, în preliminariile campionatului european de handbal masculin din 2014. Pe locul secund, în topul golgheterilor formației sucevene, se află Adrian Chiruț, cu 23 de goluri marcate. Capitanul studenților este urmat îndeaproape de extrema Răzvan Gavriloaia, cu 22 de reușite personale în 5 etape. Următoarele poziții sunt ocupate de Adi Mitrea, Cristian Bursuc și Andri Starikov.